Bună, eu sunt Laura și este Halloween! 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 Este sărbătoarea aia pe care am luat-o și noi de pe la alții. Eu n-am sărbătorit niciodată Halloween, nu că n-am sărbătorit, am ieșit odată undeva, dar... Țin minte foarte bine că n-am vrut să dau bani pe un costum pentru că mi se părea risipă, așa că am făcut eu ceva repede în casă. Ce am să vă arăt eu astăzi este cum să te costumezi de Halloween dacă nu ai bani. Sau dacă pur și simplu nu vrei să dai bani pe un costum pe care îl porți o noapte din an și după aia îl anunci că nu o să mai poți să fii asistentă sexy niciodată. Am pregătit câteva costume pentru voi, toate sunt mega la îndemână, trebuie să le aveți garantat pe acasă. Eu n-am ieșit nicăieri, s-a ieșit azi noapte, gen în club, am preferat să stau acasă, pentru că nu sunt mega încântată de ideea asta, nu știu, să sărbătorim, să ne mascăm în morți cu sânge pe noi și cu hainele rupte, nu mi se pare chiar o chestie drăguță de atras în jurul meu. Așa că n-am sărbătorit chestia, dar dacă voi vreți să o faceți și vreți să vă costumați oricum, sunteți absolut liberi să o faceți. În primul rând, nu ai cum să dai greș ca elevă sexy. De Halloween, toate fetele sunt cevauri sexy sau cevauri semi-porno. N-ai cum să dai greș niciodată cu eleva sexy și poate că voi nici măcar nu vă dați seama, dar vă garantez că aveți tot ce vă trebuie ca să fiți o elevă sexy de nota 10. V-ați prins? Eleve, nota 10. Pentru o elevă sexy ideală avem nevoie de ochelari, evident, fustiță pe care am furat-o din clipurile rebelde din 2006, o cămașă albă, oarecare, de oriunde, și păr. Voi probabil aveți păr. Eu am de plastic împrumutat. Bine? Asistenta sexy. Da. Pentru că... Da. Ok, pentru asistenta sexy veți avea nevoie de ochelari sexy, o ceva să semene cu ceva ce s-ar îmbrăca asistentele cu el, cu ceva ca asta, da? Ceva alb în principiu, dacă aveți un halat și mai bine, și din nou păr. Asistentele sexy au păr, neapărat. Ah, și o mapă. Asistentele au mereu mapă. Analizele dumneavoastră sunt gata. N-am pixat. Cărți. Trebuie să studiez greu ca să ajungi la medicină ca mine. Ok. Încă o chestie cu care n-ai cum să dai greș și vă garantez că le aveți pe toate acasă. Vampiriță sexy. Da, da, vampiriță sexy sau ceva gotic sexy. Pentru vampirița sexy veți avea nevoie de piele, piele și mai multă piele și păr negru, pentru că toate vampirițele din lume, toate vampirițele au păr negru, cred. Nu știu de unde p*** vampirițe, nu le cunosc, habar n-am. Și sânge, nu uitați de sânge, e foarte important. Mai am nevoie de sânge. Dăm sânge. Merge și pizza cu asta. Nu? Mm-hmm. Hai să luăm pizza. Hai. Apoi, dacă sunteți mai pe stilul meu, uitați, ăsta e un costum cu care chiar aș ieși din casă, puteți să vă costumați în băieți. Pe mine mă ajută. Mă ajut eu să arăt ca un băiat. Veți vedea că puteți și voi să ajungeți foarte, foarte repede la un look de bad boy, că nu o să fiți orice fraier. Mami, nu e vina mea că sunt așa fierbinte, hai, uită-te la mine și ține bine minte,
un băiat rău ca mine nu se liniștește. Oh, ce-aș mânca niște pește. Oh, ce-aș mânca... Vino în fotbal, fratelo! Dar frățicu, acum vine băiatul tău! Ha! Iar ultimul costum, dacă gen chiar n-aveți nimic pe acasă și chiar vei mega lene și nu vreți să cheltuiți nici măcar un leu pe chestia asta, puteți oricând să fiți fantome. Eu am fost Laura și am un anunț mega important de făcut. Astăzi este duminică și de acum toate vlogurile mele vor fi postate duminică seară. Mâine voi pune primul daily vlog, deja l-am filmat, sunt mega încântată să-l vedeți. Știu că ați spus că vreți să vedeți mai mult din mine și că ați vrea să mă filmez mai mult. Ei bine, acum o să mă filmez, de n-o să mai vreți să mă vedeți, o să vă enervez maxim. Pentru că o să fiu în fiecare zi în casele voastre, în fiecare seară. Deci luni seara daily vlog, de luni până joi o să fie daily vlog, nu chiar în fiecare zi. Două zile să mai am și să mă gândesc să creez un pic. Deci o să avem daily vlog în fiecare seară, nu m-am hotărât încă la o oră exactă, dar oricum 9-10, ceva de genul seara. De luni până joi, duminică vlogul săptămânii și sunt mega încântată să vă anunț că mi-am dat drumul la blog www.lauragiurcanu.com, unde pun articole. Recunosc că e mai mult pentru fete, dar se poate uita oricine pe el. O să fie, nu știu, trucuri de beauty, sfaturi, o să fie și articole mai la sentiment, cum a fost ultimul care a și mers foarte, foarte bine. Nu știu, o să fie tot felul de articole mega utile, nu o să pun nimic acolo degeaba. Și acolo o să postez un articol două pe săptămână, depinde cum o să-mi permită timpul. Astea au fost veștile mele, credeți-mă, o să vă săturați de mine dacă n-ați făcut-o până acum. Nu uitați să vă abonați pentru că suntem atât de aproape de 200.000. Să abonați, să dați like, share și toate cele ca să ne vadă și prietenii voștri și să fim toți o mare de prieteni. Ok, n-am, cine are nevoie de aer când am 200.000 de abonați? Pa!